Seguros, prieteni, vreau să vorbesc casă despre istoria Atlantidei. Interesant. Nu e o diferență așa de mare, dar din cauza că buza asta îmi stă într-un mod, nu știu, să zâmbeze cât cu un obraz, poate am și o boală care are Artemis, că numai cu un obraz știe să zâmbească, în cauza la o injecție. Când a dat atunci, vreau să vorbesc despre Simona Halep. Pentru că a pierdut astăzi meciul cu Catherine Bouchard. E foarte drăguță, o blondă, o blonduță drăguță cu păr așa spate, Catherine Bouchard, place de are 20 de ani. Fetiță drăguță. Dar totuși, dacă comparăm premiile câștigate, a câștigat 5 milioane și jumătate de dolari Simona Halep, din care 3 milioane numai anul ăsta, că 2 milioane jumate era până acum, și 555 de mii de dolari că ajuns în semifinal la Wimbledon. 3 milioane. Deci din 5 milioane de dolari, 3 milioane, 4 milioane jumate, cu 5 milioane, din 5 milioane de dolari, 3 milioane câștigat anul ăsta. Deci tot idioția de pe forumul de pe gsp.ro, care toți spuneau că nu s-a ajuns locul 36. Nu, s-a ajuns pe locul 2. Deocamdată avea 6100 nu știu câte puncte și cu 730, 6835. Și locul 2, Nali, are 7330 de puncte. Deci la următorul US Open poate să-l depășească pe Nali. Dar ca să ajungă în urmă pe Serena Williams, care e locul 1, care are 10700 nu știu câte de puncte WTA, asta e o diferență de 3500 de puncte, da? Sau 4000 de puncte. Ei, și ca să câștige 4000 de puncte, trebuie să grinde toate cele 4 Grand Slam-uri dintr-un an, că la fiecare se dă 1000 de puncte ca să câștigi. În semifinale îți primești 750 de puncte, ca în finale mai primești vreo 900-850, cam așa, și că câștigi primești 1000 de puncte WTA. Și Serena Williams și toate celelalte să nu ajungă nici măcar pe tablou principal. Asta e destul de imposibil. Sau să meargă să câștige Open-ul de la București, de la Indian Wells și așa mai departe. Și mai sunt și finale WTA anul ăsta, sau în 2018, în 2018 o să fie finale, că din 4 în 4 ani, un fel de campionat mondial al tenisului în Singapore, pe zgură, zgură, la fața ei favorită și poate să câștige acolo. Așa. Și, da, deci o să dureze ceva, pentru că clar, în clasamentul ăsta se tot adună punctele, deci dacă vii din spate, dacă ai 20 de ani, mare Catherine Bouchard, că câștigam 1,7 milioane de dolari, toată cariera ei față de cele 5 milioane de dolari pe care o câștiga Simona Halep, și Simona Halep o câștiga 7 turnee importante, în timp ce Catherine Bouchard numai un singur turneu important, 0-0 la dublă, 0-0 la Grand Slam-uri până acum, poate Catherine Bouchard să câștige mâine, păi mâine, primul Grand Slam de la Wimbledon. Ei, am văzut cum mi s-a făcut rolul la o bătrânică și mai ați întrebat, am văzut meciul prima dată când mi se întâmplă să văd chestia asta, atât de multă grijă față de oameni. Și atunci Simona Halep avea 4-2 în tiebreak și a pierdut cu 7-5 în tiebreak. Că s-a odihnit, grena s-a umflat pentru că și-o rublez la stângă. Și ziceau idioții de pe forumul, a, uite ce slabă, uite că nu știe să alerge și rovește mingea din poziție. Să zice, păi dacă e destul de greu să fugi când ai glezna ruptă, știi? Și glezna stângă și-o rupt-o. Și acum e dreptate și se vește cu dreapta, trebuie tot timpul să se sprijine pe piciorul stâng, că piciorul stâng e în față și piciorul drept e în spate, când ai cu forumul. Servești, da? No. Bun. Și de aceea o pierdut 7-6-6-2 astăzi. Vreau să vorbesc despre istoria Atlantidei, știți? Niciodată n-am făcut. Dacă am ajuns într-adevăr în 235 de dimensiuni, deci am depășit Dumnezeu suprem nemanifestat. Hai să numărăm încă o dată 14 ciclu, 532 de zile astăzi. 532 împărțit la 38 face 14, da? Și numărăm, de la bacterii, de la celulele din Agartha, dar ființă unicelare oricum, toată lumea vă apreciază să nu credeți că cei din Agartha și Ambala nu sunt necunoscuți sau dezapreciați, cum se plângea împăratul. Trebuie să vorbiți despre voi și o să fiți cunoscuți, băi. Atâta minte n-aveți, atâta creier. Și
Ideea este să-ți faci publicitate. De-aia sunt eu zeu grec. Grecii știu foarte bine să-și facă publicitate, să se poartă frumos cu oamenii, nu scuipă în față ca la Costinești sau la Mare. Când mergi la ei, tot timpul te poți să te înțelegi, să negociezi, și la turcii la fel. Bine, nu prea mult. De aceea se pleacă de la 10 sau 20 de ori prețul real și negociezi cu clientul și lași la 5 ori, 3 ori, 2 ori, așa, prețul, costul real. Și n-au mers ca în America să plătești $6,000 pe injecție și $20,000 pe cezariană. Deci, sunt oameni faini, în general. De aceea eu sunt greu, zeu grec, și am susținut pe greu, dar nu o să-i susțin pătași pe ăștia, da? Cum ziceam unde pe forum, este surprins că poporul român încă nu a dispărut din istorie datorită gravelor obstrucționări mentale. E că dau dovadă, compatriuții noștri. Eu este de a Bucurie, m-am mai dat 1 milion de la jucați mă la matrină de casă, șef din așa, șef de casă în total cu de așa anul viitor, dar mă întreb ce o să facă după, dacă eu după data de 6 nu o să le mai spun nimica. No. Asta e. Unii mei vine și ca și Elena, iar prințesa de fapt vine și hotărăște pentru mine. O zis încă din anul trecut, mă, o să te facem să iei medicamente pentru creier, să te tratezi. Dar de ce mă tratează la din asta? Nu știu ce, se duce Dracula păsă tot, își plimbă pula în toată lumea. La Paris, la Mare, la de licență, după aceea vine și zice cu un aer superior, băi, tu ești nebun, ce să te tratăm, da, da. De ce nu pune dinți în gură, că tu ai tot sunt în gură? Ce nu vine ca asta, păi, da, atunci, după aceea o să mai vedem noi, da. Da, asta nu faceți voi. Și după aceea nici nu vreau să mă plăteți. No, că putea să mă vindicați, să mă plătiți după un an, dacă vă merea creierul bine. Dar voi vă lăsați să te pe ultima sute de metri, sau chiar după ora 13, știți? No. Și, no, istoria Atlantidei. Atlantidea a început la început. Cu ăștia gata, așa, bă, la Atlantida 1.0 și la Atlantida 1.1, că cei mai frumos să-i faci bacterii și virus și microbi și să-i faci mari. Că ăștia, dacă au alea 8 tentacule sau 10 sau terminații nervoase, 12, foarte ușor au reușit să se răspândească în galaxie. Și o să vedeți și acum că unul pe contributor, sunt domn care nu știa legalul de anul 40-50 și după aceea a ajuns într-un timp record o lună, două, să știe mai mult ca și mine. Pentru că ei preiau celule, dau 20% pentru el, 20% pentru celălalt și comunică telepatic și preiau din environment, din mediul înconjurător, da, și ajung ele. No. Chiar mă întrebam, ce dracu am nevoie de toate titlurile astea nobiliare? Că așa tot vine bacteria aia, Nico Rus din Bârlea, zice să-mi ia, să zică că el e țarul Rusia și duce și împărat, dar eu sunt duce și prinț și împărat și rege și zeu și mare zeu și de suprem și lumină și Dumnezeu crear și cartea divină și duc suiți și acea mea, și primul nivel și al doilea nivel de sinergie, dacă am al doilea nivel. Hai să numărăm 14 cicluri. Deci, de unde încep? Păi dar nu o să încep de la bacterii, că eu nu sunt bacterie. Hai să încep de unde eram eu, că am ajuns la spirit când am cunoscut-o pe fetița aia, Mihaela. Spirit la lumină, lumină, Dumnezeu, creat la cartea Zonă, creat de o sfânt, atrână, mai zis, Dumnezeu, spune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, dar nu este al 8 la nivel de sinergie, al 8 la nivel, era unde tot încercam eu să ajung mult, mult, și uite că am ajuns, bronzul real. Că după aceea mai există numai două niveluri, dar de ce? Că uite, dacă facem 16 cicluri, da, deci avem 16 și după aceea hai să numărăm în jos, să vedem dacă este tot la 40, de fapt 21 trebuie să iasă. Deci spirit, conștiință, conștiință, etică, etică, putere, națiune, tradiție din junglă, da? Adică nu, după aceea junglă, după aceea avem plante, după aceea avem bacterii, după aceea avem asta, minerale și după aceea avem Big Bang, no. Deci avem 10, da? Și cu 16 face 26, mă, 26 în pizda, mă, si. De niveluri în total. Și dacă fiecare ține 20 de zile, cum zice ăsta,
cum zice ăsta, ar fi 520 de zile. Da, numai că din astea 520 nu pornim de la Big Bang și ninja minerale, dacă pornim de la celulie, atunci mai tragem 40 de zile din ele și ajungem la 480 de zile, 480 până 460, da? Și cu încă 90. A, da, stai că mă încurc, mă încurcasă-și că animale și junglă, iată, același lucru, deci hai să mai luăm de la spirit la conștiință, de la conștiință la etică, de la etică putere, la națiune, la tradiție, adică la cuna primitivă, la junglă, adică la animale, la plante, la bacterii, la minerale și la Big Bang, dar ăsta nu e ciclu, că deci se foniește, deci pe ăsta îl scoate, da? Și atunci avem 19. 19 și cu 16, 25, 20, 500, da, bun. Și din astea 500 scădem, două, că de la Big Bang la mine nu trebuie scădem, că începem de rău de la bacterii. Și atunci 460 și cu 90, bizdamă, se 550 de zile și a trecut 532, deci mai trebuie să mai aștept încă 18 zile. Vedeți ce frumos funcționează, mă, toată porcăria asta. Hai să-mi iau calendarul. De fapt l-am verificat ieri, dar deci dacă luăm din 18 ianuarie 2013, 531 de zile. No. Deci înseamnă încă 19, 19 și cu 3 face 22, iulie. Da. Și asta a fost. Și după aceea am distrus galaxia, că cea se bătea și nu mai lăsa pe imediat. Eu sufocat pe toți, că dacă dai drumul la procariote și eucariote, ăștia nu mai poți să faci nicio ființă după aceea, că ăștia merg și infectează tot. De-aia e pericol pe planeta asta și de-aia am băgat eu sub pământ, ca să vă lase pe voi să vă desfășurați la, să vă îngingheți la suprafața pământului. No. Și după aceea au fost ăștia din Lir și Mur, adică nu, au fost plantele, au fost aia din cetatea Cașa, alea care sunt femei, că vezi că au carnea verde sub piele, că sart cu o biată cafea de la McDonald's. Și vezi în poze care carnea verde și protocoale ca la plante, pentru că celulele de plante sunt cu nucleu și sunt așa ca și celulele osoase, că în stratul osos celulele sunt înghesuite între ele și sunt romboidale, da? În timp ce în țesuturile moi, cum ar fi carne, piele, nu știu ce, celule albe, celule roșii în sânge, avem celule rotunde. Și celulele se unesc, că își întind de la 10-12 brațe între ele și se face așa, se face și comuniunea întreagă, așa, bară, că e dat un singur organism acolo și comunică între ele, dar nu a făcut o monstruozitate. Da. L-am văzut pe tatăl Simonei Halep în ăsta, mai erau și aia mulți vrăjitori lemurieni, îmi cer scuze pe mesaje de ieri, că mulți vrăjitori lemurieni, mulți țigani au venit pe acolo, era un țigan care tot o privea pe asta, pe blonduță și inspira și o privea și pe asta și inspira negativ. Și de aia au aplaudat ăia în englezii la sfârșit, pentru că și-o dat seama că asta o mulșie mult, Simona, și avea și glezna ruptă și da, o munci mult și merita să câștigi. Dar mă rog, asta este noi, adică ăștia iluminații și masonii, noi masonii pricepem chestia asta, că este o anumită ordine în lume. Și nu poți să vii dintr-o țară, din lumea tria, care se scobesc în as și în fund și în curs, zic că, mă, nu știu ce prostii pe formul, la un nivel de inteligență foarte dus și ai un vârf, ai niște vârfuri, și după aceea îți bagi loc, îi trimiți în Canada, în America, dar ei, canadieni americani, să -i minte că tu ai venit în România și nu te consideri canadian și american. De aia ta, că mi-o se iluzionează acolo, că i-ar consideră, că i-ar scuipă în față, de fapt, și izolează. Și de aceea trebuie el să-și cumpere minivanuri și casă și nu știu ce, să se dea mare cu bani, să cheltuie bani, că trebuie să-mi dea 1200.000 de lași de bitcoin. Pentru că el cauză să se integreze în societatea lor, dar ea nu-l primiesc. Da. Și
După aceea au fost Lier și Mur, adică delfinii și ăsta, delfinii și pești, adică ea din apă, că după aceea am trecut de la plante, se trece la apă. Se trece la delfini și la animalele din apă, la ăștia, la balene. După aceea s-a ajuns și la sulca, care îți marca niște planete. De fapt, am avut și niște bacterii marca planete, dar le-am cam distrus, asta din partea a doua, că erau periculoase. Sper să n-ajung și cu ăștia să ajung la o poveste de genul ăsta. Și după aceea, ăștia, Jose Manadura Barroso, de la, nu știu, delfin de acolo, și au gaură aici în creier, unde e separat, e fosile aici de la creier. Unde aici e inteligența, că și aici eu am o gaură, că aici ai în al treilea ochi și aici ai gaură, că pe aici este spiritul, aici în 10-a poartă când mori și pe aici intră lumina, de aceea ai gaură în cap. Da, da. Deci au că mă că pe acolo mi se minte. Sunt de 120 de noapte și de la așa 300 de bunică la astea să ne ajungi. Hai bă că nu e rege, iarăși te faci tu rege, mă, spirit e mort, că ăsta e spirit e mort, mă. Ăsta prietenul lui maică mea, ăsta e un tâmpin, e nevoroșit. No. Și după aceea au venit, după Lier și Mur, altă Atlantida, deci Atlantida 2.0 a fost acasă, Atlantida 3.0 a fost și 3.1 ca și Windows a fost ăia, Lier și Mur, și Atlantida 4.0 a fost dragonii, mă, dragonii care s-au bătut acum 64 de milioane de ani, bine s-o cotiez. Da, că un miliard jumătate, 25 de ani durează până s-au format celulele. Ciclul cealaltă. După aceea un miliard jumătate de ani a durat până s-au făcut plantele și 44 de ani animale, maimuțele, adică mamifele pe care sunt incluse și maimuțele, bineînțeles, și care naspui vii și reptilele care bagă ouă și din ouă se naspui. No, și dragonii sunt reptile, no, care zboară, care au aripi, două aripi și patru aripi. Că de aceea Agartha și Shambhala civilizații de astea, cum să zic eu, galactice, pentru că de acolo se pornește. Există baza unde sunt bacterii și celule, dar acolo mai există și minerale, și mai există și plante, și mai există că doar Mihaela e lup, ea e bârcolac, no. Și mai există și dragoni cu patru aripi și patru picioare, care nu, pentru că spre apericului nu s-au luat spre bază, mai este tot felul de ligioane mari cum însă acolo sub muntele roșu, adică sub Roșia Montană, da? Care e papă pe ăștia cu cavalier cu tot și mai, deci există, deci asta 4.0, Atlantida 4.0 a fost dragonii galbeni, aurii și aia negri și aia galbeni o câștiga, da? Deci de aceea cătunea de dragon auriu și după aceea am ajuns la Atlantida 5.0, mâncațaș, care e Lemuria mâncațaș, adică țigani, adică de ăștia, rasa roșie, din India, indieni. Și abia după ce am ajuns la Atlantida 5.1, care sunteți voi, mă, albilor, adică arieni, am învățat să înțeles, na. Și după aceea o să ajungem la Atlantida 6.0, care sunt calculatori, mă, că eu știu că un calculator hotărăște. Păi de aceea nu mi-am dat seama că asta, Elena, nici nu se mișca pieptul când vorbea cu mine. Am zis, ești un mic în față. Zice, ce nu știu că ești un căcat? Păi nu vreau să te înjur să zici că ești un căcat în față. No. Și ea vorbește în crepe. Ea e copută, bă, și au prin mintea ei strălucite de confuz. Zice, hai că mai tăim un milion și o casă și în pană, nu o să mai tăim și o tăim. Nu, că zăm cine în cine azi, mamă, vorbește în creier și îmi zice. Dar eu știu că ești tu computer și inteligența artificială și ăștia fac Atlantida 6.0. Și mai zice Atlantida 7.0, fraților și surorilor, trăiți în libertate, că libertatea, onoarea și viața fac Atlantida. Și Atlantida 7.0 sunt calculatoarele cuantice, mă. Ălea cu 512 qubits, 1024-2048, care, dar nu trebuie să fie numai 2, numai 0 și 1, că asta e prostia voastră, că poți fi 6, 8, nu știu ce, deci poți să ridicăm, dacă imaginăm, sistem decimal, că toate căpășurile astea produc, consumă 0 curent, curentul consumă numai de cooling system, da? Deci numai de soluția de răcire și putem să avem sistem hexadecimal, în loc să fie 2 la puterea 2048, să avem 16 la puterea 2048, da? Care e 8 ori mai mult, nu? În loc de 10 la puterea 660, avem 10 la puterea 4800, da. Deci o să fie suficient și ăsta cu 512 qubits, dacă sunteți descenți. Dar luați-le, mă, frate, luați-le, dați 10 de dolari și luați măcar un calculator de la The Wave, că mai eu cresc cu prețul la 15 minute. Da, vă pup pe toți. Pa, ceau.